Germania a spart gheaa. Angela Merkel, primul lider UE care îl felicit pe Vladimir Putin pentru victoria în Rusia. Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, se pregăte subliniere TS, le felicite pe presubliniereedintele rus Vladimir Putin pentru realegerea lui la presubliniereedincia Federației Ruse. Sublinierea va evoca în acest context dezacordurile lor într-o serie de probleme, a anuncat luni purtătorul de cuvânt al cancelarului federal german, informează AFP, conform Ager Press. Ea îi va scrie o telegram foarte curând. Sublinierea cred că, în mod firesc, cu ocazia acestor felicitări se va aborda sublinierea problema provocărilor cu care se confrunt relațiile ruso-germane, a estimat Stephen Seibert. Avem diferende de opinie cu Rusia, sublinierea noi critic mai uneori politica Rusiei în mod foarte clar, sublinierea precis, de exemplu în problema Ucraina, sublinierea Siriei, a adugat Seibert, înainte de a insista asupra importanței de a nu rupe firul dialogului cu liderii statului rus. Luni dimineața, ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, a declarat că Rusia va rămâne în mod cert un partener dificil, dar ce este esențial să nu se întrerup comunicarea cu Moscova, pentru a găsi soluții la marile probleme internaționale. El a estimat că realegerea lui Putin, duminică, nu este rezultatul unei competiții politice echitabile.